Poate ai văzut că Hidroelectrica a lansat raportul financiar al trimestrului trecut și nu știu dacă ai observat, dar se pare că în acest raport financiar compania și-a crescut nivelul de datorii. Impactează această creștere a nivelului de datorii? Ce ar trebui să facem noi în momentul în care vedem astfel de situații? Te salut, Cristian Târboiu. Sunt consultant financiar acreditat și investitor de mai bine de 6 ani în piețele financiare. Și haide să intrăm puțin, să ne uităm pe raportul financiar al companiei, să vedem, ne impactează în momentul de față, nu ne impactează, ce ar trebui să facem în următoarea perioadă, în cazul în care considerăm că aceste datorii sunt la un nivel mai ridicat decât am tolera. Da, avem raportul financiar, a fost pe ultimele 6 luni și haideți să începem cu partea de active. În momentul de față avem active imobilizante, total active imobilizante, se pare că este în scădere. Nu este o scădere foarte mare, este o scădere destul de mititică. Dacă ne uităm la activele circulante, activele circulante sunt în creștere. Ok, asta este un lucru bun. Total active am crescut de la 25 de milioane la 26. Bun, haideți să ne uităm la capitalul propriu și datorii. Total capital propriu este cam la același nivel, într-o oareșcare scădere. Partea de datorii, avem datorii pe termen lung, care sunt cam la același nivel, nu s-a schimbat mare lucru. Haideți să ne uităm și la datoriile curente, la datoriile pe termen scurt. Se pare că datoriile pe termen scurt au crescut de la 1 milion la 2 milioane, adică s-au dublat. Și numărul total de datorii a crescut de la 3 milioane 800 la 4 milioane 800. Adică a crescut cam cu 25%. Este o creștere destul de mare. Să îți crești datoriile cu 25% de la un an la altul este o creștere mare. Mai ales pentru că dacă luăm partea de capital propriu și venituri, a crescut într-adevăr de la 25 de milioane la 26, doar că această creștere este mult mai mică. Este o creștere de doar 4% față de o creștere a datoriilor cu 25%. Bun, creșterea procentuală este mare a datoriilor, însă întrebarea este impactantă această creștere pentru o companie? Păi, în realitate, dacă ne uităm la valoarea numerelor, impactul nu este atât de mare. Adică, dacă total datorii avem 4.800.000, însă avem venituri sau active de 26 de milioane, păi compania ar putea să plătească de la o lună la alta aceste datorii, doar din active și capital propriu. Și atunci ar trebui să mă panicheze acest lucru că datoriile sunt în creștere? Bă, nu! Acum nu! Adică datoriile sunt foarte mici raportate la câți bani au, la câte active. Deci, dacă ne uităm doar, comparăm doar datorii versus active, n-ar trebui să ne panicheze absolut deloc. Bun, haideți să mergem puțin mai jos și să ne uităm și la partea de venituri și profituri, astfel încât să ne dăm seama dacă datoriile astea sunt într-adevăr importante raportate la venit și profit. Păi, dacă ne uităm în partea de sus, avem venituri care sunt în creștere, de la 4.900.000 la 6.900.000. Este un lucru foarte bun, avem profituri substanțiale în creștere. Acum, ce am observat eu că pe partea de cheltuieli are o creștere substanțială este partea de apă uzinată. Ce este această apă uzinată? Păi, asta apă uzinată este apa pe care hidroelectrica o folosește pentru a produce curentul. Apa această uzinată nu este apa proprietate a companiei hidroelectrica, ci este apa a statului român. Adică, hidroelectrica trebuie să plătească statul român în fiecare zi apa pe care o folosește. Da? Deci, statul român nu face nimic pentru a produce această apă, însă el trebuie să fie plătit, pentru că apa este a statului. Atunci, statul român este plătit în fiecare an din apa pe care o folosește hidroelectrica. Ce ar face statul român cu acești bani? Păi ar trebui să se asigure că apa este curată, că apa curge în continuare, dar statul român, probabil îți dai seama, alege să facă alte lucruri cu aceasta. Bun. Haideți să vedem puțin care este profitul din exploatare. În momentul de față, profitul din exploatare a crescut de la 3.200.000 la 5 milioane, la 4.500.000. Creștere din nou substanțială. Deci se pare că hidroelectrica își crește toate numerele.
Ce ne mai interesează? Profit înainte de impozitare. De ce ne interesează acest profit înainte de impozitare? Păi dacă mai ții tu minte, adineori am spus că toate datoriile pe care le are hidroelectrica, deci atât pe termen lung cât și pe termen scurt, sunt în valoare de 4.800.000. Da? Deci toate datoriile 4.800.000. Însă hidroelectrica produce într-un trimestru 4.700.000. Da? Înainte de impozitare. Asta înseamnă că hidroelectrica doar din producția proprie, doar din profitul propriu, profitul de dinainte de impozitare, poate să-și plătească aceste datorii. Ce înseamnă acest lucru? Păi, lucrul ăsta înseamnă că hidroelectrica practic nu are datorii. Adică, e ca și când ai cumpăra o companie care nu are niciun fel de datorie. Pentru că hidroelectrica ar putea să-și plătească aceste datorii instant, fără să se simtă. Doar că legea să nu facă treaba asta. Ce trebuie să înțelegi tu este că toate companiile au datorii. Chiar și cele mai mari companii la nivel global, Apple, Tesla, Nvidia, toate companiile au datorii. Ideea este ca aceste datorii să pot fi ușor plătite. Pentru că dacă datoriile sunt mai mari decât veniturile, sau mai mari decât profiturile, compania poate să funcționeze în continuare. Nu este niciun fel de problemă. Probleme apar în momentul în care scad veniturile. Dacă scad veniturile, scad și profiturile, și atunci, dacă ei trebuie să plătească o cantitate mare de datorii, sunt șanse să intre în faliment. Hidroelectrica nu are problema asta. Hidroelectrica, în momentul de față, este foarte bine protejată. Adică, în cazul în care, Doamne ferește, își cade veniturile și profiturile, ei sunt foarte ok. Sunt foarte ok. N-au nici cea mai mică șansă să dea faliment. Și în cazul în care nu au cea mai mică șansă să dea faliment, înseamnă că investiția în această companie este o investiție sigură. Este o investiție bună pe termen lung, cel puțin din numerele pe care le avem în momentul de față. Și în cazul în care ți-e plac investițiile sigure și consideri că hidroelectrica ar putea să-ți dea această siguranță, și tu poți să fii un investitor în această companie. Mare atenție! Asta nu înseamnă că o să te îmbogățești din această investiție. Asta este o altă discuție. Și înseamnă că este o investiție calculată. Acum, tu iai informațiile pe care noi le-am discutat astăzi aici și pune-le în teza ta de investiție, astfel încât tu să iei o decizie conștientă și asumată. Asta este scopul, să luăm decizii asumate, ca pe termen lung noi să avem profituri. Mare atenție, nu să ne îmbogățim peste noapte, ci pe termen mediu și lung să avem profituri și să avem profituri foarte frumoase. Acum, dacă tu ți-ai luat informație de calitate din acest video, te rog, lasă-mi și mie un like și un comentariu mai jos, astfel încât să-mi spui dacă ți-e place compania, nu-ți place compania, dacă îți place ce îți place la companie, dacă nu-ți place ce nu-ți place la companie și de ce nu vrei să fii investitor, astfel încât să discutăm împreună pe aceste subiecte și să putem să dezbatem idei similare. În cazul în care ai rămas până la sfârșit, îți mulțumesc din nou și te rog, lasă-mi un like astfel încât eu să pot să vin cu materiale asemănătoare în viitor. Te salut!